Imaginează-ți cum ar fi ca dintr-o dată să leșini, iar mai târziu să te trezești într-un sicriu la 2 metri sub pământ. Statistic, acesta este unul dintre cele mai groaznice coșmaruri ale oamenilor, iar pentru cei 6 oameni pe care îi vom vedea în acest videoclip, coșmarul a devenit realitate. Octavia Smith Hatcher a trăit în secolul XIX și s-a căsătorit cu un bărbat bogat pe nume James. Mai apoi, aceștia au avut un copil împreună pe nume Jacob. Din păcate, Jacob a murit la o vârstă fragedă, lucru care era destul de comun în acea perioadă. Din această cauză, Octavia a picat într-o depresie, petrecându-și majoritatea timpului în pat. În același timp, o tulburare de somn era comună printre oameni în orașul lor natal din Pikeville, Kentucky. Această tulburare îi făcea pe oameni să intre într-un somn asemănător cu o comă sau chiar să moară. Octavia a fost găsită moartă în patul ei, sau cel puțin așa părea. Înmormântarea ei a avut loc pe 2 mai 1891, dar în același timp, oamenii care contractaseră boala au început să se trezească. Soțul Octavia a început să-și pună întrebări dacă nu cumva soția lui s-a trezit în coșciug. Octavia a fost imediat dezgropată și cele mai sumbre bănuiri ale bărbatului s-au adeverit. Octavia s-a trezit fiind îngropată de vie, iar capacul sicriului a fost foarte zgriat. Unghiile ei erau rupte și acoperite de sânge uscat, în timp ce aceasta încerca să evadeze dintre scândurile acoperite de pământ. Soții Bogart trăiau la o fermă din Pennsylvania în 1893. Lucrurile mergeau bine până într-o zi când doamna Bogart a murit brusc, fără un motiv aparent cunoscut. După o perioadă de doliu, soțul femeii a stat de vorbă cu un prieten al acesteia, care o cunoștea dinaintea lui. Amicul femeii povestea soțului îndurerat cum aceasta suferea de isterie înainte ca aceștia să se cunoască. Femeia nu i-a spus soțului acest lucru. Dintr-o dată exista posibilitatea ca femeia să fi fost îngropată de vie. Soțul fiind copleșit de întrebări a dezhumat-o pentru a se convinge de adevăr. Suspiciunile sale au fost confirmate când a deschis sicriul și a văzut că pânza cu care era acoperită a fost ruptă, iar secțiunea de sticlă a sicriului a fost spartă. Existau urme de sânge, iar degetele ei erau zgriate până la os din cauza încercării acesteia de a ieși. După această întâmplare, se spune că soțul ei a dispărut fără urmă. Stephen Small urma să moștenească de la tatăl său o afacere care publica ziare la sfârșitul anilor 80, când a fost răpit. Răpitorii au cerut o recompensă de $1,000,000 pentru Stephen. Până să primească recompensa, aceștia îl țineau pe om într-o cutie de tipul unui sicriu care a fost îngropată în nisip. Aceștia i-au lăsat mâncare și apă și erau siguri că în cutie intră suficient aer, dar cât timp erau preocupați să pună mâna pe bani, Stephen a rămas fără aer și a murit. Singurul motiv pentru care a fost găsit în cele din urmă era că Mercedesul său maro a rămas parcat chiar lângă sicriu. Daniel Edwards și Nancy Rich au fost condamnați mai târziu după un proces lung în care au stabilit dacă intenția a fost una criminală sau a fost ucidere din culpă. Nancy a primit închisoare pe viață, iar Edwards pedeapsa cu moartea, care în 2003 s-a schimbat în închisoare pe viață. Un măcelar din Londra a căzut dintr-o dată pe podea și nu dădea semne de viață. Acest lucru se întâmpla în secolul 17, perioadă în care procesul prin care un om era declarat mort nu se asemăna deloc cu cel în prezent. În lipsa pulsului, omul a fost declarat mort pe loc, fără alte investigații. În acea perioadă ajungea doar absența aparentă a bătăilor inimii sau respirației pentru ca un om să fie declarat mort, iar puțini oameni au fost văzuți de un medic înainte să moară. Bărbatul se numea Lawrence Cattern și, din păcate pentru el, o a doua persoană a fost chemată pentru a confirma moartea, iar aceasta era proprietarea casei în care bărbatul stătea cu chirie, care voia să pună mâna pe lucrurile sale. Aceasta a confirmat că omul este mort. În ziua înmormântării, oamenii au fost șocați să audă gemete care păreau să vină din sicriul peste care se arunca pământ. Deși cei aflați acolo au săpat rapid să scoată sicriul, a fost prea târziu. Corpul neînsuflețit al lui Cattern arăta cumplit. Pânza cu care era acoperit era sfâșiată în bucăți, iar capul plin de lovituri și sângerând. Pentru mulți oameni, să fie îngropați de vii reprezintă cel mai groaznic coșmar. Atât de groaznic încât unii oameni exersează îngropatul de viu pentru a ști cum să scape dintr-o astfel de situație. Un rus credea cu tărie că dacă ar reuși să supraviețuiască 24 de ore îngropat, acest lucru îl va face norocos pentru totdeauna.
Omul a construit un sicriu împreună cu un prieten și au săpat o groapă de aproximativ un metru adâncime. În interiorul sicriului au pus un telefon în caz de urgență, iar de asemenea sicriul era dotat cu țevi care ieșau prin pământ pentru aer. La 2 ore de la debutul experimentului, l-a sunat pe prietenul său pentru ultima dată, urmând ca prietenul să-l verifice dimineață. A doua zi dimineața, când prietenul a mers să verifice, l-a găsit mort. Aceștia nu au luat în calcul faptul că dacă ar ploua torențial, prin țevile din dotarea sicriului nu mai avea să intre aerul. În acea noapte a plouat cu găleata, iar apa și noroiul i-au astupat țevile pentru aer, acesta intrând în panică, a murit înainte de a mai apuca să facă apelul salvator. Data viitoare, când mergi la o întâlnire la cineva acasă, anunță-l că ești diabetic, chiar dacă pare inconfortabil. E bine să știe în caz că leșini și persoana cu care ești la întâlnire crede că ai murit. Aceasta poate se gândește să te îngroape în timp ce tu ești încă în viață. Acest lucru i s-a întâmplat unei tinere de 25 de ani din Franța, pe numele ei Mina El-Houari. După mai multe conversații online, s-a hotărât că este timpul să-l cunoască pe bărbatul care îi putea deveni partener. A zburat la Maroc, iar în mijlocul date-ului, Mina s-a prăbușit pe podea. În loc să sune la urgențe, bărbatul cu care era la întâlnire s-a hotărât să o îngroape în grădina sa. Nu a trecut mult timp până când autoritățile și familia Minei i-au urmărit ultimele acțiuni și au găsit-o îngropată în grădina unui bărbat, acum moartă, chiar dacă la început ea doar leșinase din cauza diabetului. Bărbatul cu care se întâlnise a fost acuzat de omor prin imprudență.